Aș vrea să ne uităm astăzi la ceva ce Biblia spune că Isus a stabilit prin moartea și învierea sa. Este ceea ce Biblia numește noul legământ. În Evrei 13, citim că sângele care s-a vărsat pe cruce este numit sângele legământului cel veșnic. Legământ este un cuvânt ce înseamnă un acord, o înțelegere. Dumnezeu face o înțelegere cu omul. Știți că Biblia este împărțită în două testamente, Vechiul Testament și Noul Testament, care înseamnă același lucru. Vechiul și Noul acord sau contract. Vechiul Testament face referire la istoria de la creație până la întâia venire a lui Hristos. Noul Testament începe cu nașterea lui Hristos și perioada de după aceasta. Motivul pentru care este împărțit așa este pentru că în Vechiul Testament, timp de 1500 de ani înainte de Hristos, Dumnezeu s-a ocupat de om, mai ales de Israel, pe baza ceea ce se numește Vechiul Legământ sau Vechiul Contract. Acel legământ se baza pe un număr de porunci. Și Domnul a spus, dacă le împlinești, te voi binecuvânta. Îți voi binecuvânta familia. Vă voi binecuvânta ca națiune. Voi binecuvânta copiii voștri, afacerile voastre. Dar dacă nu le împliniți, atunci vă voi pedepsi. Voi trimite boli, foamete. Alte popoare vor domni peste voi. Este un legământ ce l-a făcut cu poporul Israel. Și este descris complet în Deuteronom 28. Aici, în Deuteronom 28, observăm două părți. Prima parte, formată din 14 versete, Domnul spune că dacă vei face toate aceste lucruri, veți fi binecuvântați în cetăți, în țară, dușmanii voștri vor fi în frânți. Domnul va face din voi poporul Lui, va binecuvânta hambarele și câmpurile voastre, ploaia va veni la timp și așa mai departe. Versetul 12. Domnul va deschide pentru voi comorile cerului și toată munca mâinilor tale va fi binecuvântată. Nu vei fi niciodată dator vei avea destui bani să împrumuți altora, dar tu nu vei fi nevoit să iei împrumut de la nimeni. Au fost promisiuni pentru lucruri materiale, pământești, bogăție pământească, sănătate, vindecare, dar doar dacă ascultau de poruncele lui Dumnezeu. Dar dacă nu ascultau, este aici o listă lungă de pedepse care începe de la versetul 15 până la 68. 54 de versete cu tot felul de pedepse și probleme cu care se vor confrunta dacă nu vor asculta de Dumnezeu. Este cam în același fel cum îi facem pe copiii noștri să ne asculte. Eu numesc aceasta ciocolata și nu iau. -a. Le promitem că dacă ne ascultă pe noi, ca tată sau mamă, le dăm o recompensă. Poate le cumpărăm ceva sau îi scoatem în oraș. Sau le spunem, dacă nu mă asculți, va trebui să te pedepsesc și voi folosi nu iau. Așa ne creștem copiii și ei răspund la aceasta. Deci este amenințarea cu pedeapsa sau speranța recompensei. Dar noi nu vrem ca copiii noștri să crească așa. Nu ne așteptăm de la fiul sau fica noastră de 25 de ani să ne respecte, să ne asculte de frica pedepsei sau cu nădejdea recompensei. Nu. Vrem ca ei să crească și să facă ce le cerem, datorită faptului că ne iubesc. Aceasta este diferența dintre vechiul legământ și noul legământ. În vechiul legământ, Dumnezeu trata oamenii ca pe copii mici, care nu aveau un simț al responsabilității sau al înțelegerii a ceea ce este bun pentru ei. Tot ce poruncești un părinte bun copilului său este bun pentru el. Dar copilul nu știe aceasta. De aceea, copilul ezită să asculte. Odată ce copilul știe că ce spune Tatăl este bun pentru el, nu va mai ezita să asculte. În Vechiul Legământ, omul nu înțelegea că tot ceea ce spune Dumnezeu este bun pentru el. Și astfel, vedem că în tot Vechiul Testament. Israelul era într-o continuă neascultare de Dumnezeu, chiar în lucrul acela în care Dumnezeu le-a spus să nu aibă niciun idol, pentru că El este Dumnezeul lor și El nu poate fi reprezentat prin niciun obiect fizic. Ei totuși continuau să se închine idolilor și să-și facă obiecte pentru închinare, imaginându-și că ar fi mulți Dumnezei care conduc Universul. Și astfel au fost pedepsiți. Au suportat consecințele neascultării. Și în acei 1500 de ani, perioada numită de scriptură perioada legii, tot ce a făcut legea a fost să dezvăluie omului păcatul lui și incapacitatea de a trăi după standardele lui Dumnezeu. Și lucrul acesta a fost necesar. Noi trebuie să învățăm să vedem incapacitatea noastră de a trăi după standardele lui Dumnezeu înainte de a intra în nou legământ unde să trăim după aceste standarde. Unul din cele mai grele lucruri de făcut pentru Dumnezeu este să ne zdruncine încrederea noastră în noi înșine. Dacă citim Vechiul Testament, unde Dumnezeu îi vorbește lui Avram, una din ceremoniile care au fost date lui Avram a fost circumcizia. El a spus că toți bărbații trebuiau tăiați în prejur. Acela a fost un semn al legământului dintre Dumnezeu și copiii lui Israel. Astfel, toți bărbații evrei au fost tăiați în prejur. Și aceasta a avut o semnificație. Tot ceea ce face Dumnezeu are o semnătate. Circumcizia însemna tăierea unei bucăți din piele și aruncarea ei. În Noul Testament, ni se spune în Filipeni, capitolul 3, versetul 3, că aceasta simbolizează lepădarea încrederii în firea pământească sau a încrederii în abilitățile noastre. Circumcizia era tăierea pielii și aruncarea ei, aceasta fiind un simbol al lepădării încrederii în firea pământească sau în Euul nostru. Și aici este locul unde vrea să ne aducă Dumnezeu. El vrea să ne arate că noi înșine suntem incapabili de a împlini poruncile Lui. Și atunci venim la El și cerem să ne ajute. De fapt, prin multele minuni făcute de Isus, El a demonstrat acest adevăr. De exemplu, apostolii au petrecut toată noaptea încercând să prindă pești dar nu au prins nimic. Ce a vrut Isus să învețe? Incapacitatea lor de a realiza ceva despărțiți de El. Și dacă ar fi dependenți de El, problema s-ar rezolva. Aceasta vedem în întâmplarea din Ioan 21. Când Domnul le-a spus ce să facă, barca s-a umplut imediat de pește. Una din cele mai mari lecții pe care a încercat Isus să învețe pe apostolii Lui de-a lungul anilor cât a fost cu ei, a fost un adevăr simplu. Fără mine, nu puteți face nimic. Nu puteau face nimic fără el. Și dacă învățau această lecție, erau din punct de vedere spiritual ca și tăiați în prejur. Apoi se puteau sprijini pe Dumnezeu. Știți că în Noul Testament se vorbește mult despre credință. Credința este de fapt o viață în dependență de Dumnezeu mă încred în Dumnezeu să își facă lucrarea în mine. Aceasta este viața în care vrea Dumnezeu să ne conducă pe fiecare dintre noi. O viață de dependență de Dumnezeu. O viață de credință. Și pentru a ne duce în acel loc, trebuia să ne arate mai întâi incapacitatea noastră de a trăi la standardele Lui. Noi putem trăi la standardele omului, dar suntem incapabili de a atinge standardele Lui Dumnezeu. Deci a fost o perioadă lungă de 1500 de ani în care Dumnezeu a ținut Israelul sub lege. Și rezultatul final al acestui lucru a fost descoperirea faptului că nu pot atinge standardele lui Dumnezeu. De aceea spune în Romani 3 cu 23, toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nici o ființă umană nu poate atinge standardul lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie de mântuirea ce vine prin moartea lui Hristos. Dar în nou legământ pe care Isus l-a realizat între Dumnezeu și om, Isus este numit mijlocitor între Dumnezeu și om. Cel care stă între Dumnezeu și om. Și el a făcut un nou legământ. Și în acest nou legământ. El nu spune că dacă faci un anumit lucru, te voi binecuvânta și dacă nu-l faci, te voi pedepsi. Asta nu găsești în nou legământ, ci doar în vechiul legământ, în Deuteronom 28. În nou legământ, citim în Evrei 8, de la versetul 10 la 12, Domnul spune aici, iată legământul pe care îl voi face între mine și voi. Și sunt trei lucruri menționate aici. Să începem de jos în sus, deoarece așa funcționează. Evrei 8 cu 12. Primul lucru care îl voi face este că vă voi ierta toate păcatele. Trebuie să începem de aici, căci toți din noi am făcut multe păcate. Suntem vinovați. Am făcut lucruri greșite. Și vrem să ni se șteargă totul și să fim iertați deci aceasta este prima și cea mai importantă nevoia noastră. Și Domnul spune, le voi ierta nelegiuirile. Și nu numai atât. Și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Acesta este primul pas în nou legământ. În vechiul legământ nu era o îndepărtare a păcatului în felul acesta. Biblia spune că păcatul era acoperit pe vremea Vechiului Testament dar când Isus și-a vărsat sângele pentru noi, a fost șansa noastră că dacă ne vom mărturisi păcatele, ne vor fi șterse și uitate pentru totdeauna. Dumnezeu spune asta, nu mai aduc aminte de ele. Aceasta este una din cele mai minunate binecuvântări ale noului legământ. Noi nu trebuie să trăim niciun moment cu vina trecutului care apasă mintea noastră. Nu, niciun moment. Putem să terminăm cu aceste lucruri. Domnul spune, nu voi aminti niciodată, s-a terminat. Al doilea lucru pe care Dumnezeu îl spune în nou legământ, în Evrei 8:11, nu vor mai învăța pe vecinul sau pe fratele său zicând cunoaște pe Domnul, cum a fost în vechiul legământ căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic la cel mai mare dintre ei. În vechiul legământ, pentru că Duhul Sfânt nu locuia în fiecare persoană, ci venea doar peste câțiva proroci, aici și colo, dacă cineva vroia să știe ceva despre Domnul sau să cunoască voia lui Dumnezeu, trebuiau să meargă la acel proroc și să afle de la Dumnezeu ce vrea el ca ei să facă. Nu puteau să afle ei înșiși aceasta trebuiau să meargă la un proroc. Și prorocul afla, pentru că Duhul Sfânt venea peste el, comunica cu Dumnezeu. Dumnezeu îi răspundea și spunea omului, vină peste câteva zile și îți voi spune ce mi-a spus Dumnezeu ca să faci. Ei erau dependenți de un proroc. Depindeau de altcineva pentru a le se comunica care era voia lui Dumnezeu pentru ei. Nu puteau să meargă direct la Dumnezeu. Dar aceasta s-a schimbat total în nou legământ. În evrei 8 spune, nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând cunoaște pe Domnul. Căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic la cel mai mare. Asta înseamnă că cel care este cel mai aproape de Dumnezeu, precum și cel care s-a întors de curând la Domnul, ca copilaș în credință. Toți îl vor cunoaște. Pentru că relația din nou legământ nu este ca unor mulțimi de servitori și un stăpân ci ca unor copii cu tatăl lor. Aceasta este o diferență foarte mare. În vechiul legământ, relația dintre israeliți și Dumnezeu era ca dintre servitori și un stăpân. De exemplu, dacă ești muncitor într-o fabrică, poți lucra 25-30 de ani în fabrică, fără să întâlnești vreodată directorul executiv. Se poate să lucrezi o viață întreagă într-o fabrică și să ieși la pensie fără să întâlnești vreodată directorul. Dar este o diferență pentru un copil. Din momentul în care s-a născut, el are o legătură cu tatăl. Poate vorbi cu tatălui în fiecare zi. Acesta este un exemplu doar. Dumnezeu nu vrea ca noi să avem o legătură cu el în care el este stăpânul și noi, servitorii, ci ca un tată cu copiii lui. Într-o fabrică, numai cei ce au o funcție, cum ar fi managerul sau vicepreședintele, pot avea contact cu directorul general. Muncitorii obișnuiți n-au nicio șansă. Dacă vor să transmită un mesaj până la nivelul cel mai înalt, la șeful cel mare, trebuie să o facă printr-o altă persoană. Exact așa a fost în vechiul legământ. Trebuia să mergi la proroc, prorocul lua legătura cu Dumnezeu și îți dădea apoi un răspuns. Dar într-o casă nu este așa. Într-o locuință, atât fiul cel mai mic cât și cel mai mare au acces egal la tatăl. Într-o fabrică, ordinea este de la cel mai mare la cel mai mic. Dar într-o casă, spune în versetul 11, de la cel mai mic la cel mai mare. De ce este așa? Într-o casă, părinții acordă mai multă atenție copiilor mai mici decât celor mai mari. Pentru că cei mai mari se descurcă și singuri. Și dacă un copil de 10 ani și unul de 2 ani vor să vorbească tatălui, cel mai probabil tatăl va vorbi mai întâi cu copilul de 2 ani și apoi îl va asculta pe cel de 10 ani. Deci, de la cel mai mic la cel mai mare. Este opusul a ceea ce este într-o fabrică. Deci, acesta este noul legământ. Este mult mai minunat să ai legătură cu Dumnezeu la fel cum are un copil cu tatăl lui. Dar mulți creștini nu intră în această relație, deși au dreptul acesta. Aceasta pentru că diavolul îi ține în necunoștință a ceea ce înseamnă nou legământ. Așa cum mulți creștini trăiesc cu un sentiment de vinovăție, deși nu este nevoie dacă ți-ai mărturisit păcatul. Dumnezeu l-a șters și zice, nu voi mai aminti păcatul. Dar dacă nu crezi aceasta, atunci vei trăi mai departe cu sentimentul de vinovăție. A doua condiție a noului legământ este ceva în care mulți creștini nu par să trăiască. Pentru că atunci când încearcă să afle voia lui Dumnezeu, mulți creștini, chiar în ziua de astăzi, când vor să știe voia lui Dumnezeu, au impresia că ei nu pot afla voia lui, pentru că sunt copilași în credință. Fiul de doi ani întreabă tatăl ce să facă răspunde tata la fiul sau fica lui de doi ani? Cu siguranță. Tatăl își iubește copilul de doi ani și răspunde la orice întrebare. Dar noi nu avem o astfel de credință. Mulți care sunt veniți de curând de la Hristos spun, nu pot să aflu de unul singur voia lui Dumnezeu. Deci trebuie să merg la un pastor sau la un proroc. Și el va afla voia lui Dumnezeu și îmi va spune, aceasta înseamnă a merge înapoi la vechiul legământ. Și acesta este un handicap sever în viața ta de credință. Acesta este motivul pentru care nu crești. Tu trebuie să mergi direct la Dumnezeu. În 1 Timotei 2, versetul 4 și 5, Biblia spune, Este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și acesta este Isus Hristos. Dacă vrei să mergi la Hristos, poți să mergi direct și prin El, la Tatăl. Isus Hristos nu are secretari. Nu găsești nicăieri în Biblie pe cineva care să fi mers mai întâi la un secretar ca mai apoi să ajungă la Isus Hristos. El a fost în acel moment cea mai importantă persoană de pe pământ. În ochii lui Dumnezeu, așa a fost. A avut cea mai importantă lucrare pe care a avut-o vreodată vreun om. Și totuși n-a avut un secretar. Sunt oameni care au mai puțin de 1% din lucrarea lui Isus și care au secretare care să-i țină pe oameni departe de ei. Altceva este să ai pe cineva care să te ajute cu lucrarea, adică să împarți lucrarea și să o conduci. Avem nevoie de așa ceva. Dar Isus Hristos a fost accesibil tuturor. Astăzi, mulți din lucrătorii creștini sunt inaccesibili. Ei nu sunt ca Hristos. Hristos este accesibil tuturor. Oamenii spun, sunt așa de ocupat cu lucrarea mea, dar nu poți fi mai ocupat decât a fost Isus Hristos, nu-i așa? El a fost și este și astăzi accesibil. Nu trebuie să mergi la El printr-un pastor sau prin Maria, Mama lui Isus, prin nimeni, ci te duci direct la El și El ți-l descoperă pe Tatăl personal. Chiar dacă ești un creștin nou născut, chiar dacă l-ai acceptat astăzi pe Hristos, tu poți merge direct la Tatăl tău. Acesta este marele privilegiu care îl avem. Dacă nu trăiești conform acestui privilegiu, vei fi manipulat și înrobit de predicatori creștini, de anumiți pastori sau proroci, care doar profită de necunoștința sau ignoranța ta. Ei îți vor spune, vom afla noi care este voia lui Dumnezeu pentru tine. Și sunt o mulțime de fleacuri pe care zic ei că le descoperă în nou legământ, spunând că asta este voia lui Dumnezeu pentru tine. Poate vei spune, atunci de ce Dumnezeu a hotărât învățători, păstori, evangeliști? Aceasta pentru a îndeplini o lucrare. Chiar dacă poți veni la Dumnezeu direct, asta nu înseamnă că știi totul din Biblie. Dumnezeu a desemnat învățători care să ne învețe Biblia. Acesta este adevărul până la sfârșitul perioadei bisericii. Vor fi învățători, evangeliști, păstori, care vor avea grijă de toți cei micuți. Dar fiecare poate avea acces la Dumnezeu în mod direct prin Isus Hristos. Al treilea lucru din nou legământ. Evrei 8 cu 10. Domnul spune, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. În Vechiul Testament, Dumnezeu a scris legile pe table de piatră. Era în afara omului. Omul se uita la ele, ca și cum erau scrise pe o hârtie, și încerca să le păzească, dar nu putea să le țină. Nu a existat niciun om din istoria lumii care să poată ține toate cele zece porunci, în special cea de-a zecea, care spune să nu poftești, să nu invidiezi, să nu dorești. Nimeni n-a putut-o împlini. Dar acum Dumnezeu spune, nu-ți dau o listă cu porunci pe care să le ții, ci eu însumi voi pune legile mele în mintea ta și ți le scriu în inimă. Ceea ce înseamnă, îți voi pune în mintea ta, înainte de toate, dorința ca să faci voia mea. Cunoștința voii mele în mintea ta. Deci o minte care să vrea să facă voia lui Dumnezeu. Cum o vom primi? Dumnezeu va face aceasta. El îmi va spune voia lui, ceea ce înseamnă că va pune legea lui în mintea mea și îmi va da și dorința de a o împlini. Apoi o va scrie în inima mea ceea ce înseamnă că El îmi va da și capacitatea de a împlini voia Lui. Vedeți, eu nu am nevoie doar de dorință, ci și de abilitate. Am nevoie de cunoștința voii Lui Dumnezeu, am nevoie de dorința de a împlini și am nevoie de capacitatea de a împlini. Deci Dumnezeu spune, mă voi ocupa eu de toate acestea. Eu îți voi da cunoștința voii mele, dorința de împlinire, cât și capacitatea de a o împlini. Acesta este noul legământ. În vechiul legământ n-a fost așa o promisiune. Dumnezeu a spus, aici este legea, împliniți-o. Unii din ei au avut dorința de a o împlini. Mulți n-au avut nici măcar dorința. Dar cei care aveau dorința nu puteau să o împlinească. În vechiul legământ, în psalmul 40, David spune, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule. Dar în nou legământ, Evrei 10 cu 7, este diferit de Psalmul 40 cu 8. Aici este un citat din acest psalm, dar este ușor diferit. Acolo spune, Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule. Iar aici, în Evrei 10 cu 7, Vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Apoi se repetă în Vesetul 9. Înțelegeți diferența dintre Vreau să fac voia Ta și vin să fac voia ta? Una este dorința, iar cealaltă, am capacitatea să o împlinesc. Aceasta este ceea ce Dumnezeu ne dăruiește în nou legământ. În Filipeni 2, aceste două lucruri sunt aduse împreună. Filipeni 2, versetul 13 spune, Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă voința să faceți voia Lui și capacitatea de a o înfăptui. Voința și înfăptuirea după plăcerea lui. Nu este minunat să fii în nou legământ. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt face trei lucruri. Care sunt cele trei lucruri din Evrei 8, de la 10 la 12? În primul rând, se va asigura că toate păcatele noastre sunt iertate. Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de ele. În al doilea rând, se asigură că Dumnezeu este Tatăl nostru. Putem avea o relație directă cu El, putem să vorbim cu El și El cu noi. În al treilea rând, Duhul Sfânt lucrează la mintea noastră și în inima noastră pentru a ne da dorința de a face voia lui Dumnezeu și apoi capacitatea sau puterea de a face această voie. Acesta este noul legământ. De aceea a murit Isus, a înviat și l-a trimis pe Duhul Sfânt. Mulți creștini nu înțeleg nou legământ. Diavolul le-a orbit ochii ca să nu vadă aceste lucruri care sunt așa de simple. Și astfel se duc din nou în vechiul legământ și trăiesc conform acestuia. Și simt că nu pot avea o relație directă cu Dumnezeu, se simt vinovați cu privire la trecutul lor și spun, ce să fac frate, nu pot face voia lui Dumnezeu. Dumnezeu a promis că va scrie legea lui în inima ta. E treaba lui. Nu-ți cere ca tu să faci asta, ci doar permite-i să pună dorința și înfăptuirea în tine și o vei împlini. Eu voi face să urmați poruncile mele, spune în Ezechiel 36. Intră în acest nou legământ prin credință, în numele Lui Iisus Hristos. Dumnezeu să te binecuvinteze.